aici, adică raportul poliției și raportul de la... Se va întocmi un dosar, dosar care se va duce la judecător de drepturi și libertăți, care va, care va dispune internarea medicală. Înțelegeți? Internarea medicală, deci noi în baza căreia și internarea medicală... Da, e mașină. Internarea medicală, în baza căreia se face raport de expertiză medico-legală, care se va stabili internarea obligatorie. Și asta va fi soluție, fără rude și facem. Asta o și facem, asta v-am și explicat care e procedural. Asta vom și cu deci noi... de la 25. Deocamdată, Codensa va merge la Obregia, de la Obregia se va face internare provizorie, ca așa se numește. Asta facem, asta înțelegeți? Degeaba veniți voi, rudele, faceți ceva. Noi nu putem. Nu poți să internezi la un pentru că dacă ea nu vrea, a mai fost dusă și a plecat. Noi degeaba am dus-o. De asta zic, haideți să ne legăm de subiectul ăsta de țara asta. Eu am vorbit cu băiatul de la poliție, mâine dimineață sunt la sesie la 25 să depun cererea numele asociației. Cum să ne dăm la terminul? Mâine dimineață... Ideea e că asociația de locatari trebuie să facă un orice vei exact cu plângere. Am făcut atâtea demersuri în care mi s-a spus că atâta timp are râde și atâta timp cât nu dorește internare medicală. Există o lege a sănătății mentale care spune că dacă dânsa nu vrea de bunăvoie, trebuie procedură care e foarte greoare.